său. Astăzi, alături de Cristina, vom desluși tainele PR-ului și vom vorbi despre cea mai mare agenție de PR din vestul țării. Salut, Cristina! Salut. Aș vrea să ne povestești pentru început puțin despre PR Beta și cum s-au pus bazele. PR Beta e o poveste pe care am început-o în 2011, împreună cu Oltea Zambori, cu care și împart agenția, care a început ca o conferință și apoi a dezvoltat lângă ea o serie de workshop-uri pentru studenți care lucrează foarte mult pe partea de educație în comunicare și care din 2013 a devenit și agenție. Acum, chiar în următoarele săptămâni, se împlinesc vreo 5 ani de când noi am devenit agenție cu acte în regulă. Spune-mi, te rog, există mai multe definiții pentru relații publice. Dacă ar fi să dai tu una, din experiența ta, cum ar suna? Noi, cred că relațiile publice sunt partea aia din comunicare care ajută brandurile să-și facă prieteni. Pentru că despre asta e vorba până la urmă. Noi suntem oameni și vorbim cu oameni chiar dacă vorbim în numele unor companii. Dacă oamenii înțeleg mai bine partea emoțională a lucrurilor, atunci noi vorbim pe limba lor. Deci, în accepțiunea noastră, relațiile publice sunt acel domeniu care ajută un brand să-și facă prieteni. Avem nevoie de oameni în PR în momentul acesta? Cum stă România la acest capitol? Noi, ca în orice domeniu și în relații publice, avem nevoie de oameni cât mai mulți și cât mai buni. Da, există, sunt oameni specialiști foarte buni și la nivel de țară și la nivel de Timișoara, dar, într-adevăr, este o foarte mare nevoie. Pe partea cealaltă, să știi că am descoperit în ultima vreme, interacționând mult cu studenții, că noi lucrăm mult cu ei, am descoperit foarte mult potențial la anii de studiu 2 și 3, anul 1 fiind un pic prea la început pentru noi. Ne-am dat seama că dacă se țin de treabă, au toate șansele ca în 2-3 ani să ajungă acolo unde trebuie, ceea ce e îmbucurător, pentru că se simte așa o pauză de câțiva ani în piață și este foame mare, să zic. Care sunt calitățile pe care trebuie să le întrunească un astfel de om de comunicare, să zic așa? În primul rând, să fie un om deschis, să înțeleagă că trebuie să vorbim cu fiecare pe înțelesul lui, indiferent că comunicăm din partea unui brand, unui artist sau din partea noastră, a oamenilor. Trebuie să nu se sperie, să aibă încredere că pot suna pe oricine, oricând și că undeva la telefon se va răspunde. E mai mult o meserie care se bazează pe soft skills. Ar trebui să știm că avem deschidere, că avem o ordine și o structură în scris. Este foarte important să avem o coerență în scris și în vorbit. PR-ul nu e una dintre meseriile alea în care trebuie să stai să tocești pe brânci și să mănânci cărțile. Este o meserie care se bazează foarte mult pe simțuri, pentru că înveți oricum din practică, înveți lucrând și atunci dacă aluatul e bun, se poate lucra cu el. Care sunt cele mai frecvent întâlnite greșeli care se pot face? N-aș ști să-ți spun, sunt foarte multe tipuri de greșeli, toți greșim, nu știu. Cel mai des ți-am spus, oamenii vin și au impresia că în PR tot ce facem este să facem conferințe de presă sau să mergem să facem interviuri cu artiști, este foarte fals. În PR este foarte multă muncă de research, este foarte multă muncă de monitorizare, muncă de planificare, lucruri pe care oamenii niciodată n-au răbdare să le facă și cumva li se par foarte neatractive la început. După ce le înțeleg, e mai ok, dar până atunci nu. Nu știu, greșesc în micile astea detalii de obicei, dar așa toți greșim. Cuvântul research este destul de des întâlnit atunci când stau de vorbă cu voi, așa că vreau să vă întreb sau să întreb pe tine în momentul ăsta, ce presupune acest research? Păi dacă n-ai temele bine făcute, nu știi ce să vorbești și asta înseamnă, nu știu, să-ți dau un exemplu. Dacă noi, de exemplu, vrem să facem o conferință de PR, trebuie să știm foarte bine care e statusul pieței, ce oameni sunt potriviți să vină să vorbească în conferința aia, cui ne adresăm, e foarte important să știm, ce am putea să aducem nou oamenilor în așa fel încât să le păstrăm interesul și toate lucrurile astea trebuie detaliate și studiate. Google prietenul nostru, cărțile prietenele noastre și să știi că este foarte important că stăm și discutăm cu oameni care
fac asta sau sunt interesați de domeniu și cărora tot timpul le cerem feedback. Foarte multe informații ne luăm din feedback. Că tot ai menționat de feedback, s-a întâmplat să primești un feedback negativ și dacă da, cum ai reacționat? Evident că s-a întâmplat să primesc un feedback negativ, toți primim din când în când un feedback negativ. Eu am acest defect că sunt foarte sinceră și dintr-o bucată cu oamenii și unora nu le place lucrul ăsta. Acum încerc să le explic cu frumos cât se poate și cât nu se poate, uneori nu ai cu cine. Dar ăsta e un feedback negativ pe care l-am primit la un punct, cum că m-am dus și am fost prea deschisă și prea puțin PR pe alocuri. Ați câștigat recent un premiu? Da, am câștigat recent un premiu. Am câștigat PR Professional of the Year, pentru noi a fost o surpriză și pentru mine și pentru Oltea, pentru că nu ne așteptam. Noi fiind în vestul țării, premiul ăsta până acum s-a dat timp de 16 ani doar agențiilor din București sau specialiștilor din București, niciodată în afară. N-am știut ce premiu primim, pentru noi a fost o mare, mare surpriză și cumva ne-a ajutat să, nu știu, să ne dăm seama că piața de aici chiar a crescut în timpul ăsta, că 9 ani de zile totuși munca noastră s-a simțit și că până la urmă și comunitatea ne-a susținut foarte mult în așa fel încât să ajungem noi să luăm acel premiu. Să ajungi să iei un premiu, e multă muncă în spate și atunci cumva trebuie să te remarci prin ceva. Mai punctul nostru forte este exact partea asta de comunitate și partea de educație în comunicare. Ce facem noi diferit față de alții, dacă asta voiai să mă întrebi, este că investim foarte, foarte mult în a crește oamenii care vin după noi. Cum unii glumesc cu noi, ne spun că ne crește concurența, ceea ce da, ne dorim să se întâmple, chiar ne-am dorit să fie așa. Ținem cursuri atât pentru studenți, cât și pentru oameni care lucrează deja, care fac deja comunicare. Asta nu înseamnă că eu și Oltea suntem singurele care ținem curs, înseamnă că organizăm cursuri pentru ei cu specialiști din țară, uneori și cu noi, uneori nu cu noi, în funcție de nevoile pe care le au. Investim foarte mult în comunitate, în sensul că periodic invităm agențiile și reprezentanții din companii și studenții, dacă vor, să ne întâlnim, să mai discutăm despre unde suntem și ce am putea să facem noi să fie mai bine toți împreună. Și asta cred că e foarte important, am văzut că ne apropie destul de mult și, în general, încercăm să nu facem noi tot cu heirupul, să facem împreună cu alții. Aș vrea să te rog să ne oferi câteva sfaturi pentru cei care își doresc o carieră în domeniul acesta, în contextul în care atunci când mergi la o facultate de comunicare, ți se spune clar că o să mori de foame. Acum depinde ce îți place să faci. Nu, nu o să mor de foame în comunicare, dar nici nu o să-ți cumperi casă pe plajă în Bali. Nu e unul dintre domeniile cum ar fi IT-ul, însă dacă îți place cu adevărat, o meserie nu o faci pentru bani. O faci pentru ceea ce înseamnă ea pentru tine și pentru cum crești. Pentru că altfel oricum te plictisești și o să pleci din ea și înseamnă că nu se potrivește. La început de drum, cred că e important ca oamenii să facă voluntariat. Noi așa am început. Eu am făcut voluntariat de când aveam, nu știu, 16 ani, cred, de când eram în liceu. Mai activ în facultate, când am și intrat în OSUD și acolo am învățat cele mai multe lucruri practice la început de drum. Să meargă să facă internship-uri și să fie mai mult preocupați de ce ar putea să obțină la nivel de creștere profesională și nu atât la nivel financiar. Că da, toți avem nevoie de bani, dar până la urmă, dacă chiar nu-ți place ce faci și faci numai pentru banii asta, poți face orice altceva în viață, nu PR, să nu se apuce de PR. Unde te pot găsi cei de acasă? Unde vă pot găsi pe voi cei de la PR Beta? Cei care ne urmăresc acum? În general pe Facebook cu PR Beta, pe Instagram, tot pe PR Beta Agency, cred că au făcut fetele, și pe mailul nostru de contact @prbeta.ro dacă își doresc să aplice la internship-uri. Noi avem un internship anual, apropo, pe care îl organizăm în fiecare primăvară, îl lansăm în martie și se termină în iunie, după ce terminăm cu conferințele de primăvară. Și dacă vor să aplice, contact@prbeta.ro și acolo ne găsesc. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și că ai stat de vorbă cu noi. Dragilor, noi ne regăsim în episoadele ce urmează și ca de fiecare dată, nu uitați de un like, share și subscribe!